Gunoaiele menajere biodegradabile, care în prezent reprezintă o mare problemă în Prahova, în viitor ar putea deveni o soluție. Ele pot fi folosite pentru a produce energie. Un proiect care vine cu această alternativă ce protejează mediul înconjurător le-a fost prezentat azi mai multor primari din județ. Venim cu o propunere de eficiență energetică prin care să transformăm o mare parte din gunoaie în energie și să eliminăm tot ce înseamnă poluare. Pentru că sistemul cel mai de top de piroliză este bio, realizează un gaz de top și un îngrășământ biochart care are și el foarte mare valoare. Și vrem să pornim aceste proiecte și la nivelul Consiliului Județean, dar în special și în mediul rural, în localități, cum am discutat de Cerașu, de Măneciu, și suntem interesați în special să sprijinim localitățile unde nu sunt gaze și unde oamenii se chinuie cu centrale pe lemne sau cu sobe și unde să venim cu o soluție energetică al căror costuri sunt la jumătate față de costul gazelor. Adică se poate promova soluțiile acestea și în zonele unde există gaz, dar costurile sunt mari și există finanțare europeană până la 98% din exterior pentru investiții de acest gen. O astfel de soluție ar reduce costurile energetice în școli, grădinițe, spitale și alte instituții publice dintr-o comunitate. Cum? Folosind în loc de combustibilul actual, pe gaze, pe, știu eu, pe ulei sau pe alte tipuri de combustibil, pe motorină, care sunt costuri foarte mari, cu o energie regenerabilă bazată pe biomasă. Biomasa există din abundență la nivelul fiecărei comunități, poate crea niște locuri de muncă pe un lanț integrat, de la producția de peleți până la producția de energie, astfel încât fiecare comunitate să-și producă măcar 50% din energia necesară. Există o directivă europeană, directiva de eficiență energetică, care este obligatorie și pentru în România. Pentru orice comunitate de minim 5.000 de locuitori, trebuie să se realizeze un astfel de proiect. Multe dintre aceste comunități au deja cantități importante de biomasă agricolă, forestieră, dar și deșeuri biodegradabile, care deocamdată nu sunt utilizate și care ar putea deveni o sursă importantă de energie. În urma discuțiilor purtate, unii edili au fost încântați de acest proiect. Primarul de la Măneciu spune că dorește să implementeze această măsură în localitatea sa. De ce mă doare pe mine cap? Mă doare ca cetățeanul meu să nu mai plătească gunoi atât de mult și să-l folosească selectiv, să fac platformă și să fac aceste centrale. O iau prima dată cu cheia, unde vreau să fac o piață, unde am hoteluri, unde am o sală de sport, unde am școală, unde am pompieri și să încălzesc primii pași. Dacă merge, încep și la Măneciu și așa mai departe. Sistemul de producere a energiei în acest mod înjumătățește facturile la căldură și apă caldă și reprezintă o alternativă ecologică la încălzirea pe gaz sau cea electrică. O tonă de peleți din biomasă produce 5,5 MW de energie, în timp ce o tonă de lemn, de exemplu, numai 3 MW.